Bună ziua! Primarul sectorului 6, domnul Gabriel Mutu, este invitatul interviurilor PSN News de astăzi. Bună ziua! Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit și mulțumesc! Pentru a doua oară! Este adevărat și mulțumesc pentru invitație! Cu mare drag! Pentru început, aș vrea să fac un apel la sinceritatea dumneavoastră și să discutăm despre ce a reușit să facă până în acest moment și ceea ce și-a propus să facă în continuare Gabriel Mutu. Sectorul 6 este o zonă cunoscută pentru ambuteiajele, în special din zona militară și cotroceni. Ce măsuri ați luat până acum pentru ameliorarea acestei situații, inclusiv în colaborare cu Primăria Capitalei? Uh, noi am avut uh, acum două zile, trei zile, dacă nu greșesc, uh, o întâlnire pe, pe acest subiect uh, și chiar am dezbătut destul de mult. La nivelul sectorului 6 încă din toamna anului trecut am început implementarea unui sistem de monitorizare și de semaforizare inteligent pe Bulevardul Iuliu Maniu pentru că problema cea mai mare o avem pe acest bulevar care face legătura practic între zona limitrofă cu accesibilitate dinspre autostrada A1 și centrul capitalei. Și am introdus acest sistem de Semaforizare inteligentă cu uh, monitorizarea traficului pentru o perioadă de aproape 6 luni de zile și, din, uh, dacă nu greșesc, din, uh, din luna iunie anul acesta, sistemul de semaforizare funcționează în această logică. Este adevărat, s-a simțit o îmbunătățire a traficului, a fluidizării traficului pe bulevardul Iuliu Maniu, în sensul că, dacă înainte stăteam o oră în trafic, acum. Stăm undeva la 35 de minute. Categoric nu este suficient, trebuie să facem mult mai multe. Însă, inclusiv pe zona, spre exemplu, a parcărilor neregulamentare pe bulevardul Iuliu Maniu, am intervenit și intervenim în continuare cu agenții de la poliția locală, astfel încât să deblocăm banda alocată mijloacelor de transport în comun inclusiv a alveolelor pentru stațiile RATB, astfel încât să nu se mai blocheze banda cu autobuzele care teoretic nu pot accesa zona stațiilor alocate. Bineînțeles, discutăm aici și despre această măsură, pe care cumva va trebui să, să o implementăm, fie că discutăm despre măsuri coercitive mai, mai ample, fie că discutăm despre. nu știu, oamenii să înțeleagă că cel mai util pentru noi ar fi să utilizăm mijloacele de transport în comun și să lăsăm uh, mașine personale în parcările special amenajate, astfel încât să. Realizăm această degajare din, din București, pentru că, vă spun sincer, dacă vom continua în această logică, în șase luni, un an de zile, nu vom mai putea circula în București. Gândiți-vă că în acest an, de la începutul anului până în această lună, avem peste 50 de mașini înmatriculate în București, ceea ce arată faptul că există o tendință destul de, de mare de creștere a numărului de, de autovehicule din București. Iar uh, autoritatea locală nu are cum fizic și omenește discutând să țină pasul cu această creștere în sensul de a uh, uh, face artere mai ample de a face uh, de a duce sisteme mai uh, uh, flexibile pentru fluidizarea trafic traficului pentru că nu se poate. Deci în o luni de zile nu ai, ce, nu ai cum să faci uh, autostrăzi sau străzi mai late că n-ai cum. Uh, mai mult atât, pentru a reuși mutarea acestor mașini care sunt parcate la fața Marilor bulevarde de către zona interioară a cartierelor, chiar acum două luni de zile, două luni și jumătate, am finalizat un studiu de trafic destul de amplu, făcut pe două mari cartiere din sectorul 6 și aici discutăm de militar și drumul Taberei astfel încât să putem introduce sensurile unice în, pe străduțele din, din interiorul cartierelor. Aici vom avea mai multe beneficii. Pe de-o parte, vom coborâ tot ceea ce înseamnă mașini parcate pe trotuar și eliberarea trotuarelor pentru traficul pietonal, creșterea numărului de locuri de parcare, pentru că vom avea sensuri unice și atunci putem să le coborăm și le vom parca paralel cu trotuarul și bineînțeles faptul că vom avea foarte multe locuri de parcare noi, astfel încât cei care vor să oprească în proximitatea, vă dau un exemplu, pieței veteranilor, da? nu vor mai fi obligați sau nevoi să parcheze strict la fața bulevardului, o vor putea face și pe linia a doua de străduțe. În acel moment cred că lucrurile se vor normaliza și mai ales în momentul în care se vor introduce și autobuzele, mijloacele de transport în comun, cele moderne pe care Primăria Capitalei în acest moment dorește să le achiziționeze, cred că se va schimba și logica uh, oamenilor, în sensul că vor accepta să utilizeze uh, mijloacele de transport în comun cu mai multă ușurință. Astăzi te gândești, domne, ok, uh, vreau să ajung în centrul capitalei, nu vreau să merg cu autobuzul sau cu tramvaiul pentru că nu am condițiile necesare în acel mijloc de transport. În momentul în care se vor achiziționa aceste mijloace de transport în comun moderne, Cred că lucrul ăsta se va schimba și vă spun sincer că există interes foarte mare ca aceste, auto, aceste mașini să fie achiziționate foarte, foarte rapid. Din păcate, aceeași poveste cu contestațiile care se tot fac pe tot ceea ce înseamnă licitații publice, dar cred eu că în următoarele câteva luni de zile lucrul se va, acest lucru se va rezolva și va fi deblocat. Rămânând tot în zona aceasta a traficului rutier, ce măsuri ați luat pentru fluidizarea traficului în area lucrărilor de la metro? Din, din păcate, din păcate, acolo este o problemă destul de complexă. Pe de o parte, tot ceea ce înseamnă traficul suprateran nu ține de primăria sectorului 6, este o problemă care, pe de o parte, ține de primăria capitalei iar pe de altă parte de Metrorex, în sensul că toată acea zonă a fost predată către Ministerul Transporturilor, către Metrorex, pe toată durata de execuție a lucrărilor. Din prima zi a mandatului meu am considerat că este o problemă extrem de importantă pentru mine și în același timp vă spun sincer că este și o cum să spun eu, o temă pe care îmi doresc din tot sufletul să o rezolv cât mai repede, pentru că în momentul în care acea problemă se va rezolva, mai rezolvăm, cred că, peste 20% din problema traficului din sector. Și am avut destul de multe întâlniri și cu directorul Metrolex pe acest subiect. Am făcut vizite în, în teritoriu, ba mai mult de atât, săptămânal merg și să mă asigur că lucrările evoluează, că cei care ar trebui să facă aceste lucrări își văd de treabă, pentru că, vă spun sincer, la, la începutul mandatului mă întâlneam cu angajații din șantierul respectiv printre bloculețele din, din zonă și mergeau la cu totul și cu totul alte activități decât cele pentru care au plătiți. Din acel moment am înțeles că trebuie să intrăm cu altă logică în discuție cu ei, am început să fim prezenți, să îi împingem de la spate, să aplicăm și amenzi acolo unde am întâlnit, spre exemplu, consum de băuturi alcoolice pe domeniul public și se pare că au înțeles că nu se mai poate și că există un primar care nu le mai acceptă acel comportament și din acel moment am început să intre într-o altă, într altă logică. Am promisiuni venite din partea conducerii Metrorex că Mare parte din traficul suprateran va fi deschis în acest an. Nu cred că vom putea, cel puțin la nivelul percepției mele, că se va putea deschide tot traficul pe Bulevardul, drumul Taberei, în acest an, dar mare parte din el da. Când să ne așteptăm la o finalizare a lucrărilor la metro? Pentru partea supraterană, cel mai probabil jumătatea anului viitor. Iar pentru lucrările din subteran, eu am fost și am vizitat când am avut ocazia să fac lucrul ăsta și am constatat că, în proporție destul de mare, lucrările sunt finalizate. Cred că, inclusiv pe partea de subteran, ar putea fi finalizate cel târziu până la finele anului viitor. Din ce am văzut că se întâmplă în, în subteran, nu am sesizat că ar fi probleme grave sau probleme ample care ar trebui rezolvate. Pur și simplu ține de parte de finisaje, să spun așa, de lucruri mărunte care trebuie corectate astfel încât lucrurile să fie perfecte. Dar ce mă interesează și ce ne interesează pe noi la nivelul sectorului 6 este faptul că traficul suprateran trebuie să-l redeschidem cât mai repede. În acel moment mutăm mare parte din traficul care se, îl avem în acest moment pe Bulevardul Iurumaniu sau pe Bulevardul Timișoara. Din acel moment, cred că, spuneam mai devreme, undeva la 20% din probleme se vor rezolva. Revenind la subiectul promisiunilor electorale, în primul rând vă rog să ne spuneți cum stăm cu parcările în sector. Noi am început încă din vara anului trecut să amenajăm acele terenuri, acele zone care uh, sunt, erau pretabile pentru locuri de parcare. Pentru locurile de parcare existente, deja am mare, nu mare parte, parte din ele au fost retrasate, regândite. Uh, din, acest, uh, din acest motiv am avut uh, câteva sute de locuri de parcare care au fost uh, uh, câștigate iar cea mai mare problemă pe locurile de parcare se va rezolva în momentul în care vom implementa sensurile unice în, în sector. Haideți să vă dau un exemplu. Noi, în acest moment, avem undeva la 37.000 de, 37 de locuri de parcare. Peste, peste aceste 37.000 de locuri de parcare marcate și contractate, mai avem în jur de 20.000 de locuri de parcare sau de zone de locuri folosite ca și locuri de parcare. Necontractate, care intră în logica spusă mai devreme, pe trotoare, paralel cu bă, șoseaua, dar care încurcă circulație, și așa mai departe. În momentul în care introducem sensurile unice, acele locuri devin locuri de parcare contractate, cu contract, cu trasare, cu tot ceea ce implică bă, logica locului de parcare de reședință. Plus completăm cu locurile de parcare pe care le construim cele noi. Plus cele care vor veni de la primăria capitalei în sistemul acesta de parcare, park and ride, și care deja este în proiectare, și avem la nivelul Bucureștiului șase locații deja stabilite. Categoric, că problema locurilor de parcare reprezintă o prioritate. Numai că, vedeți, noi trebuie să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în realitate. Sunt oameni care deja au în proprietate o mașină și uh, își cumpără a doua mașină în contextul în care nu au locuri de parcare și n-au unde să lase mașina respectivă. Eu nu spun că ar trebui să ne gândim de două ori înainte, dar totuși uh, nu putem merge și nu putem funcționa în logica, domnule, eu îmi cumpăr mașină că trebuie să-mi asigure primăria loc de parcare. Că nu asta este logica în care trebuie să funcționăm. Noi vom asigura pentru fiecare deținător, fiecare proprietar din sectorul 6, un loc de parcare, să ajungem la nivelul la care să asigurăm un loc de parcare și după aceea să ne gândim ce facem pentru ceilalți care dețin mai multe proprietăți, mai multe mașini în proprietate. Însă, revin și spun că în momentul în care se va, se vor, se va introduce acest sistem de sensuri unice în, în sector, vom câștiga peste 40% din locurile de parcare nemarcate și necontractate. Plus că mai este și o altă discuție. Gândiți-vă că un loc de parcare de reședință costă undeva la 55 de lei pe, pe an. Foarte puțin din cei care au deja contractat aceste locuri de parcare înțeleg că au niște obligații. Faptul că acel loc de parcare trebuie să fie salubrizat. Salubrizarea cade în sarcina deținătorului contractului. Noi, din păcate, în acest moment. Intervenim inclusiv pe acele locuri de parcare contractate și facem salubrizare. Și costurile noastre, practic, pentru uh, îngrijirea acelui loc de parcare, nu numai că nu este acoperit de, acest, de această sumă, de acești 55 de lei, ba, din potrivă, cheltuim mult mai mult în fiecare lună. Uh, noi am făcut uh, apel către la cetățeni să înțeleagă că trebuie să. Vină și să participe la efortul pe care noi îl facem din toate punctele de vedere: pentru salubrizarea sectorului, pentru întreținerea spațiilor verzi, pentru întreținerea locurilor de, de joacă pentru copii, pentru absolut toate aceste uh, discuții. Noi am făcut apel către, către cetățeni să înțeleagă că trebuie să participe și dânșii la, la acest efort. Dacă vom continua să funcționăm în logica nu ne interesează să facă primăria, va fi foarte dificil să, să ajungem la cum să spun eu, la un punct la care să fim mulțumiți cu adevărat. Din păcate. Cum stăm cu reabilitarea blocurilor? Câte blocuri am reușit să reabilităm până în acest moment și câte v-ați propus să reabilitați în perioada următoare? Bun. Aici o să, am, o să fiu extrem de sincer. Până în acest moment nu am reușit să reabilităm niciun bloc și vă spun și de ce. În momentul în care am preluat mandatul, pur și simplu am fost șocat să constat că nu aveam nici măcar un dosar, nu am avut nici măcar un dosar care putea fi pus în, în operă, să-l să demarăm ca și lucrare. N-a existat așa ceva. De ce n-a existat? Nu pot să vă răspund. Dezinteres, poate a existat o politică la care bă, fosta administrație se gândea că trebuie să lase, bă, hai să spunem așa, un drum bă, neasfaltat viitorului primar, astfel încât să-și facă el cum dorește. Dar din păcate nu am avut nici măcar un dosar care să să poată fi pus în, în operă. Ce am reușit să facem în mai puțin de un an de zile? Peste 750 de dosare finalizate în sensul că legislația presupune și cere anumite condiții pentru finanțarea astfel, acestor tip de lucrări, deci am reușit să facem să avem peste 750 de dosare finalizate din care 74 deja sunt în acest moment în uh, licitație. Avem deja urcat pe SEAP uh, primul calup de 74 de blocuri, plus alte 350 de blocuri care, la care se lucrează la studiul de fezabilitate și uh, rapoartele tehnice de evaluare. Din păcate, toată această procedură, vă spuneam mai devreme că dacă vrei să te apuci să faci o stradă, să construiești un bloc, să faci ceva pentru comunitate, din momentul în care lua decizia până la momentul la care poți începe efectiv lucrările, durează cel puțin un an de zile. Asta este legislația în România. Eu mă bucur că în această perioadă, care din punctul meu de vedere nu este o perioadă foarte lungă, am reușit să facem aceste dosare, pentru că este destul de complicat să convingi, în primul rând, membrii asociațiilor de proprietari că proiectul pe care îl propui este corect. Nu vor mai exista, nu știu cum să spun, blocuri care vor intra cu prioritate, ca așa vrea primarul. Așa ceva nu există. Am fost extrem de transparent, am explicat de la bun început care sunt criteriile pe care le vom aplica în cazul poziționării, selectării blocurilor care vor intra în, în procedura de reabilitare termică și care de altfel sunt proceduri impuse de lege. Și așa s-a întâmplat. Nu am vrut să, să facem nici măcar un pas stânga sau dreapta ca oamenii să înțeleagă că, domnule, s-a schimbat logica. Pur și simplu, vrem să facem treabă și vrem să o facem pentru dânzii. Ce proiecte mai aveți în plan pentru sectorul 6? Eu Ce aș vrea, credeți? că vrea să în acest moment să Sunt 6? multe lucruri care trebuie să făcute, dar aș vrea să vorbesc și despre lucrurile care le-am făcut în această perioadă de timp. Am văzut că am preluat venit și cu niște Am făcut, ilustrații. am venit cu, da, cu câteva planșe foto ca să vă să vă arăt, însă vreau să vă spun următorul, Am preluat un sector în care din toate punctele de vedere era haos. Dacă discutăm despre, despre salubrizare, era un sector în care nu exista străduță între blocuri unde să nu avem gunoaie depozitate, nu exista teren viran unde să nu avem gunoaie depozitate. Din momentul în care am preluat mandatul, am început să intervin, am schimbat strategia de salubrizare la nivelul sectorului am venit cu o viziune nouă din toate punctele de vedere, în sensul că, spre exemplu, inclusiv momentul în care se face curat într-un loc de joacă sau într-un parc, astfel încât oamenii dimineața sau la prânz când vin și accesează parcul să-l găsească curat, să simtă că într-adevăr este cineva care face curat și că e cineva care îi pasă de, de cum arată acel, acel loc. Iar astăzi... Toate aceste lucruri au, adus, au început să aducă plus valoare. Avem peste 400 de mii de metri pătrați de, de teren revitalizat. Teren care înainte era generator de praf, care astăzi este teren cu gazon, cu uh, ornamente, cu plante perene, uh, cu arbori plantați. Uh, teren care pur și simplu uh, am îmbunătățit uh, sectorul 6. Deci, peste 400.000 de, de metri pătrați avem un protocol încheiat, semnat cu RATB, prin care am preluat cele două zone, cele două linii de, de tramvai de pe Bulevardul Timișoara și pe strada Virtuții, unde vom face înierbare, pur și simplu gândiți-vă că cele două artere mari, una care trage, taie sectorul de la nord la, la sud și una de la est la vest, vor fi înierbate cu peste 120.000 de metri pătrați de gazon plantat. Avem parcurile din sectorul 6 care au fost modernizate toate. Toate parcurile mari, cu excepția parcului drumul tabere, unde, din păcate, avem o problemă generată de vechea administrație și pe care sper din tot sufletul ca anul viitor să fie rezolvată. Celelalte parcuri mari, și le amintesc ca să se știe clar despre ce discutăm. Parcul Crângași, Parcul Tudor Vladimirescu și Parcul Marin Preda și Parcul Păcii au fost complet modernizate în 8 luni de zile. Parcuri care înainte erau insalubre, nu puteai să le accesezi sau dacă o făceai, o făceai cu cum să spun eu, cu teama că odată ce intrai în el nu mai put, nu, nu mai ieși întreg. Astăzi sunt parcuri moderne, parcuri în care îți face plăcere să te duci, să te, să te odihnești. Și o să vă arăt câteva, câteva, fotografii ca să înțelegeți ce era înainte și ceea ce este astăzi. Avem locurile de joacă în care am început să, să locurile de joacă pentru copii pe care am început să le modernizăm. Am luat primele 30 de, de locuri de joacă ca mărime din sector și le-am modernizat complet. Toate locurile de joacă sunt prevăzute cu suprafața antitraumă, aparate de joacă moderne, sistem de supraveghere video, toate vor fi prevăzute cu camere video, cu pază, astfel încât pe timp de noapte să nu mai dăm posibilitatea celor care n-au ce face acasă și vin în parcuri să consume băuturi alcoolice și să distrugă ceea ce noi facem și mai mult atât făceau și gălăgie deci toate parcurile, toate locurile de joacă sunt, sunt prevăzute cu cu pază. Am uh, igienizat absolut toate școlile din sectorul 6 și am început modernizarea lor, în sensul că s-au refăcut fațade și anul trecut și în acest an am făcut acest lucru, s-au reasfaltat curțile școlilor care din păcate la cele care s au făcut intervenție chiar nu se mai putea, adică copiii trebuia să arunce pietre ca să calce spre intrarea în școală, să astfel încât să nu se ude la, la, piciorușe. Deci am reasfaltat mare parte din curțile școlilor și avem, și avem în continuare câteva proiecte extrem de, de importante pentru sector, care cred eu că în momentul în care vor fi finalizate, vor aduce un lucru esențial pentru sectorul 6. Un trai civilizat într-un sector european. Aș vrea să mai reamintesc de faptul că în acest, în aceast, în acest an, la sfârșitul anului, noi dorim undeva în zona sărbătorilor de iarnă să inaugurăm ceea ce am promis în campania electorală centrul medical Sfântul Nectarie. Suntem pe ultima sută de metri pentru, în faza de obținere autorizațiilor de funcționare. Este în proporție de 90% dotat. Mai avem câteva uh, mici corecții de făcut pe partea de dotare, și vom redeschide primul centru medical din sectorul 6, astfel încât persoanele cu venituri reduse, uh, bătrânii uh, și nu numai să aibă posibilitatea să acceseze servicii de, medicale de calitate gratuite pentru cei care pot beneficia de acest lucru sau la prețuri foarte mici pentru cei care nu beneficiază de gratuitate. Ar fi pentru prima oară când la nivelul sectorului 6 va funcționa un centru medical. Ne gândim că nu avem în sectorul 6 în acest moment un spital, deci ar fi, cum să spun, este un lucru de extrem de important pentru sector și acest centru va fi funcțional începând din acest an. Mai mult de atât, am semnat documentația pentru construirea spitalului, din, pentru construirea unui spital în sectorul 6, pe amplasamentul situat la intersecția Vasile Milea cu Iuliu Maniu. Este o investiție în curs de realizare prin Compania Națională de Investiții, o investiție importantă pentru sector, un spital cu cameră de primiri urgențe, lucru pe care noi l-am sesizat și l-am reclamat de fiecare dată majoritatea persoanelor care aveau nevoie de intervenție de urgență fie mergeau la municipal fie la Floreasca. Vom avea și noi în curând vom avea un spital cu cameră de primiri urgențe în sectorul 6 și pot continua cu un proiect care la fel l-am promis în sectorul 6 și care în această toamnă îl vom finaliza și care se referă la eliminarea taxei la gunoi omenajer. Eu am spus de fiecare dată că, așa cum în celelalte două sectoare, respectiv sectorul 1 și sectorul 3, unde nu se aplică această taxă pentru ridicarea gunoiului menajer, se poate face și în sectorul 6. Numai că noi am venit cu, cu o chestie nouă, inovativă pe, pe această temă, în sensul că vrem să implementăm acest proiect, dar cum? Dacă te implici? primești gratuitate la uh, gunoiul menager, Ce înseamnă implicare? Pur și simplu să faci colectarea selectivă pe două fracții, o chestie extrem de simplă. Nu plecăm cu uh, colectarea selectivă pe cinci fracții, așa cum spune legislația europeană, pentru că vreau să, uh, să, 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 să venim în ajutorul oamenilor din sector și să înțeleagă ce înseamnă această colectare, să se facă corect și ușor, ușor să ajungem în 2020 la o colectare pe cinci fracții. Dar în acest moment vom implementa această, acest proiect cu taxă zero la gunoiul menager pentru uh, asociațiile de proprietari sau persoanele fizice care vor face colectare uh, separată pe două fracții. Umedă reprezentând resturile, uh, resturile din bucătărie și fracția uscată reprezentând tot ceea ce înseamnă carton, plastic, metal și sticlă. Ba mai mult, prin intermediul societății de salubrizare, vom pune la dispoziția asociațiilor de proprietari și persoanelor interesate saci pe două culori, astfel încât să se poată face corect colectarea, inclusiv pubelă de gunoi. Deci este un, un proiect care, repet, l-am promis în campania electorală. La un an și două luni am ajuns să-l putem implementa. Suntem în acest moment în faza de campanie de teasing pentru. Promovarea acestui uh, proiect, vrem să-l transmitem corect, să fie înțeles corect de către populație, astfel încât, în momentul în care el va fi implementat, să funcționeze perfect. Și cred că uh, pentru un an și pentru 14 luni de mandat, uh, cred că sunt lucruri multe pe care le-am făcut și uh, mă bucur că am putut să le fac. Este adevărat, uh, am ținut piciorul pe accelerație cât am putut de mult. Uh, colegii mei din primărie. Au făcut și fac în continuare eforturi destul de mari ca să țină pasul cu mine, pentru că sunt o persoană extrem de activă și mai am câteva calități, poate unii le consideră defecte, în sensul că sunt perfecționist, nu-mi place să fac lucrurile pe jumătate, nu-mi place să las lucrurile neterminate, nu-mi place să accept, nu știu, că se. Ai că e bine și așa. Nu, vreau să fie totul făcut perfect. Pentru că, vă spun sincer, nu avem bani să facem în fiecare an. Știți că există un proverb englezesc: Sunt prea sărac ca să-mi pot permite un lucru prost. Ăsta este principiul pe care trebuie să mergem și noi. Facem lucrurile odată și le facem bine. Eu nu spun că trebuie să plătim mult pentru ele. Putem plăti și puțin. Dar dacă tot te angajezi să le faci, fă -le corect de la bun început. Uh, și asta spuneam că am colegii din primărie care m-au susținut și aș vrea să le mulțumesc uh, pentru. Pentru participare și pentru faptul că, așa cu bunele și curelele mele, au fost alături de mine. Amintați, Adinauri, și de bani. Am văzut că aveți alocat pentru sectorul 6 un buget de 935 de milioane de lei, dacă nu da. mă înșel. Este suficientă această sumă pentru activitatea primăriei în general și pentru proiectele de care amintați? Nu. Nu este, nu este un buget suficient, mai ales că trebuie să ne gândim că aproape jumătate din acest buget merge pe salarii, și pe. nu mai, nu jumătate, greșesc undeva la 70% din buget se duce pe plată salarii și pe plată și pe direcția de asistență socială. Categoric că vrem mai mult. Categoric că. Nu este bine, însă încercăm pe cât putem să eliminăm acele cheltuieli inutile. Pe de altă parte, vrem să schimbăm puțin mentalitatea celor care beneficiază de ajutoare din partea primăriei, în sensul că trebuie să înțeleagă că odată ce primește un ajutor, trebuie să ofere ceva în schimb, categoric. Nu discutăm de persoanele care au un handicap, persoane cu dizabilități. Discutăm de persoane care primesc un ajutor social din partea primăriei și care pot munci. De aceea noi, spre exemplu, la nivelul sectorului 6, am promovat, în acest an am deschis cel de-al doilea magazin Social Exchange. Este un concept care aduce o noutate în serviciul de asistență socială, în sensul că, pe de-o parte, cei care doresc să facă donații Orice tip de donații, alimente, mai puțin bani, haine, pur și simplu obiecte de mobilier, electrocasnice, o pot face într-un cadru instituționalizat, iar beneficiarii, cei care au nevoie de aceste produse, pot accesa serviciul Social Exchange oferind ceva în schimb, respectiv muncă, chiar în cadrul acestor magazine pur și simplu și calcă, spre exemplu, hainele pe care noi le oferim persoanelor din sector și care doresc să, să, să le utilizeze. Sau așează marfa, alimentele, așează alimentele în rafturi, pe tip de aliment și așa mai departe, să fie mai ușor de accesat de către personal sau de către persoanele interesate. Deci încercăm puțin să schimbăm logica asta pentru că Trebuie să înțeleagă și și că, odată ce sunt ajutați, trebuie să ofere ceva în schimb. Vedeți păi și dumneavoastră care este atitudinea generală. Domne, ne-am săturat să plătim uh, ajutoare sociale. Sunt oameni care au nevoie de ele, sunt oameni care uh, le merită, sunt oameni care chiar oferă ceva în schimbul acestor ajutoare și de aceea vrem să venim să arătăm că nu dăm pur și simplu bani unor oameni care nu vor să muncească, ci dăm uh, bani sau alimente sau uh, uh, haine, da? a persoane care într-adevăr au nevoie de ajutor și în același timp chiar vor să facă ceva. Muncesc, se implică. Domnule primar, noi vă mulțumim pentru prezența în studioul și nostru. Și vă mulțumesc pentru invitație. Și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi, ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. Mulțumesc pentru invitație și oricând cu drag. Mulțumim.